așa din profil. Stai așa din profil să se vadă bine. Aici este Sasha. Dar poate îi pui și numele Iulian, dacă se naște pentru Iulie. Da, uite că e o idee bună. No, bine, bine. Și Nașa mi-a propus asta, să-l cheme Iulian. Mamă, dar câte kilograme ai luat? Nu știu. Nu vrei să te sui pe cântar, nu? Nu, de o lună jumate am refuzat să mă urc pe cântar. Hai să ne așezăm, că nu e ușor, nu? Da. Dar te miști destul de și bine. Cu tocuri, nu? Mă miști bine. Și cu tocuri? Păi da. Da, sunt tocuri. Da, dar ai venit cu ele doar aici, cât ai intrat în platou. Că apoi până aici trecut... am venit în șlapi. Păi de asta, adică apoi în șlapi. Da. Ce face, mămicuța? Bine, mai avem puțin, 5 uite, zile. Gravide. Da. Cum a fost, Roxana, sarcina asta? A fost foarte bine până ai acum. Obosit când urcai scările? Am norocul că nu prea urc scările, că noi stăm la parter, așa că e bine. Dar a fost foarte ok până acum, câteva zile. Acum am început să simt că e foarte greu. E greu, a? Da, e greu și căldură și greutate și emoții și de toate. Nu merg zilele? Noroc că am de lucru încă la atelier. Adică te mai duci? Păi lângă mine, n-am cum să nu mă duc. Și atunci nu uit în ce zic. Chiar acum, înainte să intru, mă gândeam, zic, vai, mâine e vineri. Mai am un pic și da, nasc. Da, mai am un pic și nasc. Din orice moment se poate întâmpla acum. Doctorul mi-a zis să stau mai cu mințică. Domn profesor, că știi? Domnul Poiană? Da. Să trăiți, domnul profesor! Am întâlnire cu dânsul după. Domnul Poiană, ești și barza... Da, da, știu. Barza copiilor mei și... deci, ți-a zis să stai liniștită și tu te-ai dus la emisiune. Da. Bine, am făcut eu multe pe lângă. În perioada asta, nu? Da, da. Da, îi place că sunt activă, că sunt veselă, că nu mă plâng, că... Da. M-a întrebat ultima dată, ți-e frică? Și zic, nu mi-e frică, sunt, vă știu de atâta timp, știu cum vor decurge lucrurile, nu asta și e teama mea. Și pe fetiță tot cu da, doctorul da. Poiana ai născut-o? Da, da. A, pe Oana, nu? Da. Și pe Oana tot cu Poiana, iar acum iarăși... Da, păi nu, mie îmi place să... să rămâi constantă. Da, exact. Dar e grea perioada asta, acum ultima este săptămână. Foarte grea că... Ai făcut bagajul? Nu. Am zis că îl fac luni sau marți. Vine și Andrei cu tine? Andrei o să mă lase la poarta spitalului pentru că nu este voie, din păcate. Este singurul lucru care mă sperie, că voi fi fără el acolo și nu va trece și el cu mine prin emoțiile alea dinainte, știi? Dar el e panicat acum? Nu e panicat. Sau nu vrea să te arate? Cred că am avut atât de mult de lucru amândoi și el la birou și eu pe la atelier, eu cu pregătirile, pe el nu prea l-am lăsat să se bage în pregătirile pentru bebe, încât nu prea realizează că mai este atât de puțin, știi? Și câteodată seara îmi zice, nu pot să cred, de săptămâna viitoare o să avem un bebeluș, știi că îl avem de mult aici cu noi, dar... Săptămâna viitoare o să pot să-l ții în brațe. Da, da, e... și atunci îl apucă emoțiile când se gândește, dar în rest... Da, dar amândoi sunteți cu experiență, că și el mai are o fetiță și tu ai o fetiță, adică merge treaba ca pe roate. Nu ne sperie nimic și plus că am foarte mare încredere în el, el este un tătic devotat așa și chiar am bază în el. Azi că băițele el îi le face, așa că sunt liniștită, am ajutor. Îți vede că ți-e mai greu și cum vorbești, cum respiri. Păi se preconizează a avea bebelușul nostru în jur de 4 kg. Asta am vrut să zic, că e un bebeluș destul de... Da, ieri la ecograf avea 3,650 kg. Și mai am totuși. Mai ai câteva zile, iar pe ultima 100 de metri. Da, și se spune că cu, la mine era 500 minus sau plus, 500 de grame minus sau plus. Doctorița de la ecograf mi-a zis că sigur vor fi în plus. Deci o să aibă peste 4 kg. Da, da. Dar asta e, îl fac, îl duc direct la grădiniță. Acasă ați pregătit tot ce trebuie? Mai avem mici detalii pentru camera lui, și dar m-am ocupat de tot, sunt atât de încântată, abia aștept să vină ultimele detalii pe care le așteptăm. Și să vină bebe. Ai și brățară cu numele lui Sasha. Da, am. Sunt atât de pregătită, Cătălin, de la tot felul de medicamente pentru colici, de la toate hăinuțele, am până la 8 luni hăinuțe.
nu-mi lipsește nimic, doar laptele praf, pentru că încă nu știu ce lapte praf îi voi da. În rest am luat Pamper și aleze tot. Dar nu alăptezi? Nu o să alăptezi sau nu știi cum o să fie? La Oana am avut o problemă cu alăptatul și atunci trebuie să fiu pregătită pentru ambele cazuri. Am și pompă de alăptat, am de toate. Așa că, cum o vrea Dumnezeu, dacă se poate, se poate, dacă nu. Corect. Eu mă bucur că ai mai trecut așa pe la noi înainte de a merge la spital, pentru că mâine nu-i poi mâine și pe întâi, să știi, pe întâi, pe doi te sunăm să vedem ce faci. Da. Asta e telefonul la tine. Ai FaceTime pe telefon? Păi cum, nu m-ați mai sunat? Am mai sunat-o pe nepregătite. Da? Să ai FaceTime că te mai sunăm așa când te sunat, aștept. Eram pe terasă, ne pregăteam să mergem la doctor atunci, ultima dată. Da, ultima dată. Da, nu, o să fiu cu... Păi dacă Andrei nu poate să vină cu mine la spital, îți dai seama că o să fiu cu telefonul non-stop, pentru că o să-mi pună întrebări, o să vrea poze cu bebe, mama, bunicile, îți dai ce seama. Ce fac bunicile? Și mama ta ce zice? Mama o să vină duminică la mine să mă ajute cu... ultimele da, pregătiri. Exact. Bunicile sunt fericite, îți dai seama, pe ultima sută de metri acum. Sinceră să fiu și eu, ori din cauza emoțiilor, ori din cauza hormonilor, sunt un pic mai nervoasă așa în ultimele zile și nu prea suport oricine pe lângă mine. Și pe Andrei, noroc că stă toată ziua la birou, că altfel aș bate toată ziua la cap. Deci ești cu nervii în perioada asta. Nu, cu nervii, da. Și o să fie bine, da, Roxana, o să fie bine. Nu-mi fac griji. Am o comunitate de mămici pe Instagram cu care țin legătura zi de zi, de când mă trezesc până mă culc, și dacă cumva nu apar punctulețe acolo la mine, mă întreabă, ai născut? Da, sunt foarte simpatice și... Deci, Roxana Blagu pe Instagram, oameni buni, ca să putem să facem comunitatea asta cât mai mare. Cât mai mare, Roxana, da. Te lăsăm că merge la doctor, nu? Ultimul consult înainte de naștere. Da. Să te ajut. Da, te rog, Cătălin, mulțumesc. Eu deja m-am obișnuit. Ia uite-l pe Sasha, ciucă! Da, stai, pune așa să se facă. Ia uite. Da, are mă peste 4 kg, mă. Mâine, păi mâine, ciucă, o să fii și tu, tătic. Mă văd... Parcă nu m-am văzut atât de mare până acum nici în ochi. Nu, dar televizorul oricum îngrașă cu 5 kg. Știu. Eu mă întâlnesc cu oameni pe stradă care zic, măruță, vai ce slab ești, vai de... Și doamna Mioara a zis mai devreme. Și doamna Mioara, nu știu ce bine arăți și ce asta, dar televizorul ne strică. Da. Eu te-am zis. Sincer, să fiu, nu m-am mai cântărit, cum spuneam la început, pentru că mi-a fost teamă. Când am văzut cântat, că... Vrei să... Nu. Și să știi că și pe domn profesor îl păcălesc, că știi cum este. De fiecare dată, la fiecare control, dânsul trebuie să cântărească. Și în ultimul timp îi mai aduc vorba de tine. Știți că vă salută, Cătălin, ca și așa. Ca să nu te mai cântărească. Da, și uite să domnul Poiană, să știți că nu s-a cântărit astăzi, o cântăriți? Să ai grijă de tine. Mulțumesc, și salutări lui Andrei. Și te mulțumim. Mai așteptăm cu mare drag după aceea. Da, cu o mare mămică, drag tot vin. Frumoasă a rămas, mă. Tot frumoasă. Mulțumim mult de tot. Ai grijă cu tocurile, ai grijă cu rochia, da?